Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod din Big Farm. Un prieten de-a meu și mai mulți am văzut pe YouTube, am văzut că v-a plăcut jocul, mai ales prietenului meu, Molnar Yeno. A spus că de ce nu mai fac, că a fost apreciat, dar de-aia n-am făcut, nu vreau să mă înțelegeți greșit, că am văzut că cum a fost primul dislike care mi l-a dat cineva, n-am spus că să nu mai facă, nu vreau să am hate sau ceva de genul. Și de aia, dar totuși am zis să mai fac un episod și prietenul meu a spus să nu mai ascult, că bine, alt prieten de-a meu a spus să nu mai ascult de el, că și el e YouTuber, și a spus să nu mai ascult de el, că nu contează ce cred alții. Trebuie să văd diferența între dislike-uri și like-uri. Și, de exemplu, erau 16 like-uri și un dislike. Deci, am spus să mai fac un episod. Așa, haideți să le dăm la câini de mâncare. Așa. Așa. Așa și aici. Hopa. Aici ce-i? Înțeles, o vreau. Mulțam să trăiești. Asta. Deci, nu, atâta vreau să... O mică reze... Vreau să vă arăt. La început, a. Vreau. Mă, mersi, boss. Asta îmi dă bani, sau? Mi-a dat un porumb. Opa. E cineva vreau să... Da. Începe să produci hrană pentru găini și să... Asta. Ah, da, sigur. De fapt, ăsta îl pot muta. Da, bineînțeles că pot să-l mut. Îl pun aici. Asta îl pun aici și haideți să vă arăt la ce m-am gândit. Să cumpăr Păi bine, mă. Am înțeles. Haideți să cumpărăm unul de ăsta și să-l punem ceva gen... Na, nu am loc, apoi nu o să-l cumpăr X. Tocmai a fost atât de să mânci pe... Construiește o cușcă. Asta e cușcă. Să mor... În cap oare? Ne, de ce sunt capă, mă? Așa. Hai să dăm full speed că vrem să vedem. Pune un nume câinele tău. The Blood. Nu. The Blood. Blood. Nu. Jură. The Blood Junior. A, vrea mâncare. Ai, Doamne, ce drăguț e. Ok, vrea. Mersi, mersi. Asta vrea. Trebuie să ai mere. Va. Câinele meu. Ia, ce fain face. De când poți să-ți vopsești câinele? What?
nu. Haideți să intrăm, adică... Eu oricum, credeți-mă, nu știu ce fac aici. Da. Ok. Când am intrat o zi, wow, am fost eliminat. E uimitor că poți... Da. Ce zice, stați? Deci. Dar nu zice că trebuie să-i dau de mâncare, dar nu știu cum. Trebuie oare să merg pe el și să... Ah, păi da, mă, da. Peste o oră pot să îl hrănesc. Bine, mă înțeleg. O, ca un colega. A. Construiește aparate de cum... N-am apucat să citesc. În sfârșit, unul care încape aici. Încerc să nu fac risipă de spațiu. Mai putem cumpăra ceva spațiu? Aici, de exemplu? Da. Putem. Cu 900 de bani galben. E uimitor că poți găsi atâtea lucruri. Știți ceva? Dau aici. Hei, aici pot vorbi, ce tare! Ok, fine. Haideți să... Oh. Un copac. A, și-mi dă bani ăsta. Fine, fine. N-am ce zice. Ia aici, se plimbă și câinele aici. S-o plimbați până aici a fost. Dacă în caz nu l-ați văzut, dați înapoi pe video. Să punem unul de ăsta. Și aici punem unul de... Asta. Scuzați-mă dacă se aude un bebeluș care plânge pe fundal, dar... Ce-o zis? Stați! Ce-o zis? Că nu l-am citit. Cum? Ok, mă duc fără date încă. Hai să mergem să vedem ferma lui ăstuia, pardon. Nu, la ăsta, ăstuia. Mamă, deci îs atât de fericit că mâine termin școala. Mă duc cu prietenii la pizza. A, da, mâine termin la 11 sau 12 și nu o să pot pune videoclipul numai pe la 2-3. Atunci am să le pun. Ca nu știți și voi cu program și... Aici mi se instalează elementele de joc. O să dureze un pic. Deci am să pun eu pauză pe video până... Ok, am revenit, dar mi-a dat creier jocul, deci nu puteam să fac nimic. Am intrat și am deblocat un nou level și mi-a dat mineria, sau cum s-ar zice. Pentru 50 de minute. Fine. Uitați câte sarcini noi avem, ok? Stați, ce ziceți să fac? E fain că jocul e în română, știți? Și e mai ușor să citesc, că nu tot trebuie să-ți aduci aminte de voi ce înseamnă acel cuvânt. Gen... înțeles.
Căciun, da. Dar nu mă găsesc. A, cu... Aici, aia... Un sob... A, și putem să mai cumpărăm un teren. O să-i dăm demolition, așa... Nu! De ce am dat revocă? Ma, ce m-am speriat. Așa, demolează. Mulțam, să fii sănătos. Da. Ce soare oamenii ăștia? Na, haide să vedem ce sunt oamenii ăștia. Ce sunt cu oamenii ăștia? Dă diferite obiecte, am înțeles. Asta am terminat-o. Deci, încă îmi zice construiesc... ok. Am citit prima dată construiește o cocină. Nu, îmi spune... A, uitați, ce perfect. Sar peste. Ok, deci cam atât a fost episodul. Nu uitați, dacă v-a plăcut, să apăsați butonul de like și dacă sunteți noi, butonul de subscribe. Și noi ne vedem data viitoare. Pa, pa!